sunt multe meserii care nu creează, adică nu se opresc de sărbători. Sunt altele care zice că e păcat să lucrez, cum de exemplu muncitori, și alte zice că nu e bine să lucrez. Și la ce vă referiți, la care merge să lucreze? Da, adică noi, de exemplu, pe șantier, adică muncitorul pe șantier, care are meseria lui, trebuie să nu lucreze în praznic, de exemplu, cum a fost Sfântul Ilie, acum, ieri. Și, să zic, un om care are un hotel, ăla poate să lucreze sau tot trebuie închidă, să-și închidă? La hotel nu ai cum să închizi, pentru că, de exemplu, ai om care stă toată săptămâna, inclusiv duminică, adică trebuie să-i ofere o mâncare, trebuie să-i ofere cele necesare asta. Da, dar sunt muncitorii, dar sunt lucruri, plătiți, cum s-a zis, da, adică da, fie bani dacă nu lucrează un fel. Da, dar știți ce se întâmplă? Deci, munca de duminică, care e zi de odihnă, aia e clar, de duminică, cu nicio formă. După aceea, este muncă, sunt praznicile împărătești care nu se discută, trebuie să nu se lucreze, deci nu hotărăsc eu. Asta au fost rânduit de biserică, toate cele 12 praznici împărătești, iar la sfinți, aici e pielea fiecăruia. Vrei să te pui rău cum sunt? Lucrează. Și atunci vezi, uite, un caz în Atos, acum avea 15 ani. Univa la Lavra, era chiar de Sfântul Gheorghe. Și era un șofer pe camion care tăia lemne la păduri, căra lemne. Și-o chema chiar Gheorghe. Și el s-a dus de Sfântul Gheorghe, nu o ținu cont, că-i sărbătoare. Și chiar că era și numele lui, eu m-a dus în carul, să încarc o mașină de lemne, s-o aduc de sus în păduri, între putul Lavri, univa sus, Mirean era. O încărca mașina aia de lemne, într-o curbă s-o răsturna și s-o dus 100 de metri peste cap, praf s-o ales și el, praf și mașina și tot. Unii încercau să găsească că zice, l-o luat Sfântul Gheorghe. Zic, tare mic l-o luat altcineva. Dacă tu chiar sfântul tău nu l-ai prăznuit, să revin altceva, la mănăstire, la Sfântul Pavel, în fiecare an, nu mai știu, ori de Sfântul Trifon, parcă, ceva la un sfânt care nu e atât de mare, dar care e ocrotitorul animalilor. În fiecare an de ziua Sfântului acela, le mureau un catet. Era timpurile când nu erau mașini, erau catet. În fiecare an, ba mușca de vitră, ba de aceea, dar în fiecare an în ziua Sfântului. Și atunci o hotărâm mănăstirea așa. De azi înainte, în ziua Sfântului acela, nu lucrăm nimeni, nici noi, nici muncitorii, și facem aghează întotdeauna. De atunci, zice, nu mai murim niciun catet. Sunt și lucrurile astea, zice, Sfântul te ajută în funcție de cât îl cinstești. Îi dai cinstea, cum se zice, cu toată inima, așa, atunci te ajută și Sfântul. Hai să vă zic un caz, cineva care vine de mulți ani la noi. Și e un om credincios, are și copii mulți și are vreo 100 și ceva de angajați. Deci, să zicem, destul de mulți. Și el le-a spus așa, în afară duminică, duminica, deci nu se lucrează, e clar. Dar în timpul sărbătorilor a spus așa, uite ce vă fac. Dacă vreți să nu lucrați în ziua asta de sărbătoare, eu vin cu o ofertă. Mergeți dimineața la liturghie, stați toată liturghia de la amin la amin, adică slujba care se face, și după amiază sunteți liberi și eu vă plătesc ziua. Dar care nu vine la liturghie, se ducă să lucreze toată ziua. Dar nu că se duce fiecare unii vrea. Vine la biserică, unii mă duc și eu. Îi văd pe toți acolo la Sfânta Liturghie. Normal că le convinea la toți să vie, că era jumătate de zi, nu mai munceau toată ziua la liturghie și după aceea erau liberi. Și în felul ăsta poate erau mulți care nu duceau la biserică, dar în felul ăsta vineau la biserică. Deci și-au asumat el lucrul ăsta, frumos. Deci sunt, adică se pot face o grămadă de lucruri. Și de asta spun, aici normal, zice, bine la sărbătorile mari să nu se lucreze. Dar mai vin cu asta. Te pui rău cu Sfință sau te pui bine cu Sfință. Vezi să-i faci prieteni sau spui, Sfinte, îmi pare rău, eu n-am timp de tine, nici la biserică n-am timp să mă duc, că trebuie vreau să mai torn o mașină de beton. Și mă trezesc cu niște probleme după aceea, când iau o săptămână să le rezolv. Ceea ce mi se pare mic am făcut acolo. Vedem, eram pe timpul comunismului. Obligat, duminica, să lucreze. Și erau tot pe el, ori inundații, ori ceva, se făcea praf. Dar atunci nu ținea nimic cont de asta, că Domnul trebuie să lucreze. Deci aici ne poate binecuvânta Dumnezeu, ca ne lucrând într-o sărbătoare mare, ca în celelalte zile să meargă atât de bine, încât să fie, să dubleze, cum se zice, munca care o facem, în comparație cu dacă lucram noi în ziua aceea. Deci aici, deja fix de indicat să nu se lucreze deloc, adică
efectiv, și mă refer la toate noastre în construcții. Ar trebui să nu se lucreze praznicile împărătești și sfinții mari. Că atunci îi dai cinstea Sfântului, îți dai Sfântul cinste. Ar trebui deloc. Noi, de exemplu, acum lucrăm un fel până la liturghie, nu? Și după liturghie se lucrează așa într-un ritm mai, să zic așa, mai semi-activ. Nu chiar, deci nici deloc, dar nici foarte... Aceeași pătania, eu am păsit-o pe pelea noastră la feliz, la, eu lucrez la un feliz auto de 9 ani. Sunt doi patroni. Unul e pocăit, unul e ortodox. Și în fiecare an lucram în Vinerea Mare. Și noi angajați ziceam, bă, chiar și în Vinerea Mare să lucrăm, să facem bani pentru voi. Da, lucrăm, zice, nu. Într-un an, o picat turbă în Vinerea Mare la o mașină. O zis tata lui ăla ortodox, bă, nu mai lucrați în Vinerea Mare, nu că noi lucrăm. Al doilea an, o picat un motor la o mașină în Vinerea Mare. Și al treilea an, nu mai lucrat în Vinerea Mare. Și atunci nu mai lucrează. Da, deci... Să nu ne gândim că dacă e sărbătoare mare și lucrăm două ceasuri după amiază... Păi lucram până la amiază, până la amiază. Nu e un câștig, să știți. Până la amiază lucram, da. Până la ora două. Deci dacă încercăm să-i prăznim ziua aceea, la Sfințe Mari, că acum n-a Sfinți, sunt adică prin calendarul, dar la Sfințe Mari, care știm, dacă îi servăm cu adevărat, se poate a doua zi să ne ajute Sfântul să facem de două ori mai multe treabă. La noi, de exemplu, noi lucrăm de Sfinții Mari. Dar, de exemplu, prietenii mei care au servisul nu lucrează. Mă vedea și lucrează tot timpul. Degeaba le spui că ca și mai zice că te împărei. Și în calitate de angajat, ce poți să faci în situația asta? Da. Dacă n-ai nici o cale, știți ce poți să faci? Știți ce poți să faci în calitate de angajat? Banul cealaltul ei și duci să faci milostenie cu el. Și să nu-l bagi în casă, că banul câștigat duminica sau în zile mari de sărbători, zice, să aduce foc în casă. Adică nu-ți merge bine. Pe așa, în cuvinte populare. Și dacă îi dai milostenie, pentru că tu altfel te dai afară, dacă nu-i lucrezi și duminica sau când vrea el, n-ai altă cale, zice, treții copii. Dar banul ăla îl dai milostenie. Și atunci, tu ai conștiința împăcată, banul s-a dus la cineva cu folos și uite, nu avem la Sfântul Calmin de la Cernica un caz. Mergea cu trăsura cu diaconul lui. Și vede un țăran într-o duminică și ducea undeva la o slujbă, Sfântul Calmin. Și vede pe țăran ara. Și o leacă s-o porni din râvna aia, dar un pic așa. Și l-o blestema pe țăran. Și atunci diaconul a văzut un lucru. A văzut ca un foc ieșând din gura lui, s-a dus la țăran, l-a înconjat trei ori, s-a întors înapoi și a intrat în gura lui. Dar nu-mi drăznit atunci. După ce a plecat un pic mai încolo, ce s-a simțit și... Și am văzut ceva ciudat. Ce ai văzut? Și când ai blestemat pe țăran, deci am văzut un foc ieșit din gură, s-a dus trei ori și a venit înapoi. Atunci s-a speriat să-l ducă nimic. Și s-a mințit. Adică și-a dat seama că blestemul s-a întors la el înapoi. S-a dus la țăran și băi, țăranul, dar care-i treaba? De ce lucrezi duminică? E ziua Domnului, uite, începe liturghia așa. Zice, eu slugă la băier. Și lucrez toată săptămâna, zice, singura zi care o am liberă, e doar duminica. Restul eu slug acolo, tot timpul sunt acolo. Și zice, eu, pământul meu din care am 7 copii, zice, e bucățica asta, e pământul care trăiesc. Și eu doar duminica e liberă pentru pământul meu. Și mor copiii de foame dacă eu nu lucrez pământul duminică. Și atunci eu înțeles, Sfântul Calimic, că asta nu era o păcat la Dumnezeu, că eu nu exista altă posibilitate. Și zice, de atunci aș lua Sfântul Calimic niciodată, pe nimeni să nu mai blestem niciodată. Când s-o da seama, adică făcea o mare greșeală, cumva. Dar a arătat Dumnezeu prin asta că nu-i bine, că nu știm. Da. Deci dacă putem să evităm. Pentru că Dumnezeu poate din puțin să facă mult. Din într-o zi să lucrez cât în 10 zile. Dumnezeu poate binecuvânta, la El să nu uităm că din nimic a făcut totul. A zis și s-a făcut, da? Tot ce vedem noi, toate frumusețele astea. Deci la Dumnezeu acum nu poți să facă de nou toate sau să începe o lucrare să te minunezi până seara că ți-ai ridicat-o din nu știi tu cum parcă crește singură. Deci la Dumnezeu totul e posibil. Și de asta nu să ne gândim noi că dacă nu lucrez eu 30 de zile pe lună, sigur nu miese și nu reușesc să termin. Nu. Poți să reușești de 10 ori mai mult în jumătate de timp. Dar să respecti lucrurile cealaltă. Eu activez, de exemplu, în domeniul turismului. Acolo ciclurile nu prea poți să ai un control asupra lor vis-a-vis de intrare și ieșirea turistului. Lucru pe care pot să-l fac până în timpul liturghiei nu se lucrează, dar de la 11, de la 12 încolo
îl primești. Deci exact ce am spus. Când nu există altă cale, trebuie să-ți calculezi ce câștigi duminica. Câștigul tău. Și îl faci milostenie. Pentru că nu ai altă cale. Vezi cum erau în timpul de vechi. Erau fabricile astea mari, care acum s-au închis. Care nu puteau fi oprite. Care erau cuptoare mari, cum erau turnătorii de astea, care dacă creai fabrica aceea, trebuia după aia nu știu câte zile să-și poată rea mersul. Deci nu se putea. Și atunci lucra continuu. Exista niște lucruri care nu se pot opri. Și acum, poate sunt de asta. Ei, acolo, tu-ți calculezi, măi, o zi care am lucrat, atunci banul ăla fac milostenie. Pentru că sunt, adică Dumnezeu nu e cu obloane ca noi, că gata, ai lucrat duminică zilul jos. Nu. Dar în funcție de situația care vede, că nu există altă cale. Avea o întrebare. În relația cu duhovnicul, acum fiind vorba totuși de, suntem mireni, da. În relația cu duhovnicul, până unde trebuie să mergem cu întrebarea și cu binecuvântarea? Eu, în 2014, când am fost aici în Sfântul Munte, îmi spunea un părinte că totuși trebuie și un pic de asumare duhovnicească, adică să nu mergi cu întrebarea exagerat și să transferi, practic, toată responsabilitatea asupra duhovnicului, adică tu să te pui așa într-o zonă de adăpost, cum că ești sub binecuvântare și de acolo încolo tu poți să... Până unde trebuie mers cu întrebarea? Există și o formă de asumare duhovnicească? Știți ce se întâmplă? Deci la noi, la călugări, cu totul altfel. Noi în mănăstire. E vorba de mireni. Da. Deci ca să facem diferența la noi, ești în mănăstire, ești sub ascultare, sub duhovnic, sub stare, cum ești, deci aici altceva. Aici o făgăduință făcută între cele trei este și ascultare. Deci aici, da. Dar în lume, deci, este limită. Deci ca om. Mergi până la un punct. Exact cum ai spus, ăsta e adevărul, deci trebuie să ne asumăm anumite lucruri. Deci sunt situații în familie, vrei să iei o hotărâre în familie. Deci eu iei discuți cu soția ta. Adică nu poți la orice lucru, la duhovnic. Și dacă îți merge rău, uite, mi-a spus duhovnic, ce binecuvântare a fost asta, cu tare. Tu, de fapt, vrei să faci lucrul ăla, dar vrei să scapi de responsabilitate, să o dai și seama duhovnicului, dacă nu ți-o ieși ție cum trebuie. Tu vrei lucrul ăla, te duci și îi spui duhovnicului cum îți place ție, ca să fii sigur că îți dă voie, și după aia o faci. Dar tu te-ai spălat pe mâini și după aia imediat. Băi, duhovnicul de bine când mi-a ieșit mie bine. Dar tu, de fapt, ai rotunjit-o în așa fel și ți iasă cum îți place ție. Nu. Deci, și alt lucru, să nu creăm, asta am mai vorbit o altă dată și am spus-o, dependență de duhovnic, dependența bolnăvicioasă. Adică să ajungi acasă, să fii praf familia din cauza duhovnicului. Că aici ajungi, când este o dependență de aia bolnăvicioasă, toată ziua pe capul duhovnicului, toată ziua nu știu ce. Deci trebuie să-ți asumi și tu în familie anumite responsabilități. Cum am zis, din lucrurile astea, Doamne, vrei să te duci să-ți cumpere un pat? Păi du-te și oricum discute cu nevasta, bă, luăm scump sau ieftin, du-te duci și la nebunit pe duhovnic, păi întâi mi-au fat sau nu-mi iau. Păi ți-i strebi lucrul ăla în casă, ce treabă are duhovnic cu așa ceva? Dar s-o ajung la lucrurile astea. Mă duc, eu să-mi iau o bicicletă. Bă, părinte, ce bicicletă, dar ce marcă să iau, știi? Și duce acasă și nevasta, bă, eu nu vreau asta, eu vreau aia. Păi nu că a spus duhovnicul și iei marca cu tare. Păi asta e prostie, deci asta nu-i binecuvântare. Deci ce facem diferența? La duhovnic ai spus păcatele, îți dă sfaturi duhovnicești în problemele care le ai și sfătuiește în limita care poate și el, deci duhovnicul spune sfaturi. Să facem o diferență între cei, că mulți o iau legi. Mi-a spus duhovnicul asta, se duce acasă și dacă nu se potrivește, bagă buldozer în perete și trece, distruge familia, pentru că i-a spus duhovnicul aceea. Deci duhovnicul te sfătuiește. Că îți dă un canon la ce îți dea, ai făcut păcate, ia să-ți spune, băi, uite la astea, totul nu poți să te împărtășesc, du-te și fă și tu ce poți face de aici, un pic de pocăință asta, dar ce ține de treburile astea, la el te sfătuiește. Părinte, să-mi iau casă, măi, ar fi bine să ții, să zicem el, dar vezi, să aibă cu tare, cu tare, deci el te sfătuiește, dar ultimul cuvânt e a tău, hotărârea. Adică nu te duci acasă, cum am spus, și dărem totul, pentru că dacă duhovnicul discutași cu altcineva, nu te-o înțelegi bine, să zicem, și răspunzând și la el, îți răspunde și ție, și tu o iei ca lege, duci acasă și faci praf totul, cum mi-a spus duhovnicul. Păi de a doua zi, părintele, dar praf a ieșit. Dar ce ți-am spus asta? Și nu ține minte, săracul, că era împărțit în mai mulți. Adică să fim cu discernământ.
Deci, oameni cu alții. Și de asta mai este o problemă. Zice, e foarte bine la oamenii care sunt în lume cum sunteți, să aibă duhovnic preodimit. E foarte bine. Nu că nu-i bine și în mănăstire. De ce? Înțelege mai bine în probleme care le ai tu în familie. Un călugă care îi duce la 14 ani în mănăstire și te duci, vii tu, problemele tale, intri tu, că ce probleme ai cu nevasta, că nu știi ce face și ce nu face. De ce nu o să spui o părere? Poate un lucru le aude și el pentru prima dată. De unde să aibă el experiență în asta? Pentru că un preot din mir, care mai are și nu știu câți copii, are preoteasă geloasă, mai are nu știu pe acasă, ăla imediat îți descrie problema. A, fii atent, că știe la ce trece și el. Și îți găsește o cale de rezolvare la problemele tale în lume. Și el are copii, și la copiii lui lifoane, și copiii lui fac școală, preoteasă și ea femeie, și trece prin toate astea. Și altfel poți. Și plus la el, vine tot satul sau toată parohia cu probleme. Și vede, într-o parte alta, are o experiență foarte mare. Că am întâlnit mulți cu, vai, că uite, am duhovnic la mănăstire și mi-au dat niște canoane, când mai acasă mă cer cu bărbatul, când am timp să-mi fac canon, nu știu ce. Nu știu ce te primiți la mănăstirea. Ai făcut duhovnic în mănăstire, asumeți. Nu-ți dărâma familia, aștepte-te noaptea și te roage. Dacă ai dat de unul habonic, care ți-o tânti 5 acatiste, 8 saltiri și 300 de metanic. El așa face el la mănăstire. Și zice, bă, dă-i și tu așa, că așa spune Sfântul Vasile sau nu știu care, îți spune el. Dar tu ai familia acasă, am întâlnit familie, care era la început de drum. Sunt la un duhovnic, la o mănăstire, pe nu știu unii, pe munți, i-a spus cineva și ăla i-a pus legea. Asta, asta, asta. Sunt acasă, săraci, nu mai ajuns la duhovnic, pe o jumătate de ani era să dispartă. Încă nu le ieșea. Și i-a luminat Dumnezeu să întâlnească al duhovnic din cadrul ăsta, din lume, pe experiență. Bă, dar ați nebunit? Cine v-a spus lucrurile astea? Păi, păi, pe aceea ați căutat, că ăla dus în munți de copil acolo. Atât a fost spus el. După ceea ce trecea el acolo. De asta spun, la un preot din mir are mai multă experiență. Chiar de vreau unul cu domnul să ai cu el, că sunt mulți, se duce, băi, să am și un duhovnic cu renume, la cutare mănăstire, la nu știu ce. Tu ai nevoie să te mântuiești. Tu ai nevoie să spui păcatele, să-ți lași greutatea. Și după aia te rogi când te duci, Doamne, te rog. Poți să fie ultimul amărât duhovnicul tău, cum zice, cu 4 ani de școală, cu nu știu ce. Păi, Doamne, pune mintea lui să-mi dea cuvântul care mi-e de folos în problema asta. Te-ai dus, te-ai spovedit și îi pune Dumnezeu în minte exact ce trebuie. De asta spun. Și cum asta, adică să avem discernământul și noi ca oameni. Pentru că om și știți ce spune Sfântul Serafim de Sarov? Zice, de câte ori dădeam sfat după Dumnezeu, era bun. Când îl dădeam de la mine, totdeauna era greșit. Adică ce înseamnă asta? Că dacă eram momentele alea cu mai multe griji, și îl întreba cineva și el atunci era împărțit în mai multe și îi dădea un sfat, zice, nu era bun. Dar momentul în care el era cuplat la Dumnezeu, se ruga, îmi punea omul o întrebare și nu era întins cu altele și se ruga, Doamne, ce să-i spun la omul ăsta? Atunci era de la Dumnezeu. Deci toți sunt oameni, lucrează harul lui Dumnezeu. Dar speri și speri, momente și momente. De asta spun, toți preoți au har, cum spunea univa. Adică toți e harul lui Dumnezeu. Dar nu toți au harul, adică este ceva dat după viața lor, îți dezleagă păcatele, liturghia o face, dar de exemplu vii și îți pune mâinile pe cap și te vindeci. Ăsta, dacă preotul ăla are smerenie și o dat Dumnezeu, adică pentru viața lui, pentru asta, un har aparte, în afară de ceea ce este. Și la simplu, simți, vezi, sau mai pe la Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, da? Toți cea că e nebun. Îmbla acolo cu haină ruptă, jumate de zbăcat, țăpa, nu știu ce. Și ce au făcut? Tot postul nou mâncat, postul mare, veniți 40 zile și în vinerea mare au luat un cârnaț de metru pe umăr, un borcan de muștar și muia și tot mușca și se făcea când este. Și tu, uite, nebunul, zice, nici în vinerea mare nu ține, uite ce face. Dar o femeie de acolo, care îl mai bănuia, mai văzut să ia mai simplă, nu vedea cu un ochi. Și când l-au văzut, Sfintea lui Dumnezeu, nu știu ce, ajută-mă și pe mine, cu unde mai bănuiau? Și ăsta, moaie că nasul mușcar și trage una peste ochi la aia, bă, leu nebunile, striga asta ce mai văd când a intrat mușcarul în ochi, hai să mă ostra, fuge repede și s-a spălat pe față. Și când s-a spălat, au văzut că vedea cu ochii cea la care nu mai vedea. Deci făceau minuni sub forma asta, adică nu să, gata, toată lumea, adunați, facem minunea. Nu asta. Deci era sub acoperământul unii nebunii și ascundea harisma asta. Deci sunt lucruri minunate în jurul nostru, oameni minunați, mulți preoți minunați, dar e de ajuns să înțelegem sau să vedem că și cei care le-au dat Dumnezeu daruri,
pentru că astea se țin cu smerenie, întotdeauna și le acoperă. Și nu știi, te-ai dus la el, te ajută sau te ajută sub o formă care nici nu pricep, sau pricep mai târziu. Sunt multe lucruri, adică taina lui Dumnezeu în viața noastră, doar dacă e starea noastră pregătită să le priceapă. Da, și cum a fost întrebarea cu duhovnicul, să ne asumăm și responsabilitate, să ne fie clar. Deci ținem cont de tot ce zice duhovnicul, dar trebuie și să discutăm cu el. Nu mă duc părinte, asta și asta, deci ce fac, e albă sau e neagră? El nu știe toate problemele noastre. Nu ne așteptăm noi cu mulți, părintele citește dinainte, mă știe dinainte. Să nu ne așteptăm așa, să nu privim totul că gata, părintele știe, îi spun începutul frazei și sfârșitul, părintele restul le știe. Și o să-mi dai un răspuns că văd că iese praf acasă și bă, dar cum ne da răspunsul ăsta? Păi explică părinte, sau spune, băi, bine, părintele, băi, ar fi bine să citești două catismi la psaltire, două acatistice, așa. Măi, părinte, stai un pic așa, eu mai am 7 copii acasă, am un soț mai nebun, am așa, nu pot să fac lucrurile astea, deci tu să discuți cu duhovnicul cu toate astea. Părinte, atâta pot, eu am un sfert de oră noaptea când s-o culca ceilalți, când termin eu și pot să, ce să citesc? Fă și tu asta. Adică întotdeauna discuți cu duhovnicul. Deci om ca și tine, cer sfatul, îi pui problemele, vezi ce poți face, întotdeauna să avem deschiderea față de duhovnic. Și atunci discutăm și vedem, e sfătuitorul nostru. Deci, ni dezleagă, că asta e datoria lui ca duhovnic, și restul discutăm. Și anumite lucruri ni le asumăm. Pentru că, cum ați mai zis, de multe ori vreți să scăpăm de asumare. Și dacă ne iese rău, duhovnic îi devine. Uite ce mi-a spus. Nu, ne asumăm și noi, cum am spus, vrei să faci o schimbare acasă, ia și o fă. Să asum lucrul ăsta, că nu-ți ajung banii, treaba ta. Nu dai vina duhovnic, nu-ți ajung să iei banii. Deci o grămadă de lucruri, de astea materiale, care le dăm, le punem pe seama duhovnicului. Nu, aici greșim. Deci are limita lui duhovnicul, limita a noastră. Am, nu știu cât m-a făcut explicit, dar în limita care se poate așa, adică... Da.